Ei, salutare! Astăzi vreau să vă prezint unul din ultimele produse de pe site-ul nostru. Este vorba de o consolă programabilă arcade. Este color și poți să-ți faci tu jocurile tale, să ți le programezi la fel cum le programai în Scratch sau pe microbit, dar de data asta vei programa un joc adevărat. Hai să vedem. O să desfacem această cutiuță simpatică. Să vedem ce conține. Nu știu cum să desfacem. Uite așa. Wow! Avem consola, este micuță, este exact cât mâna unui copil. Avem niște butoane care sunt programabile. Și găsiți aici butonul de tip steluță, două butonașe, A și B, și un buton pentru meniu. Pe partea cealaltă o să vedeți niște găurele pentru introducerea pieselor tip Lego, iar aici este portul USB-C, cu ajutorul căruia veți încărca consola, pentru că da, are un acumulator și cu ajutorul căruia o veți programa, da? De pe calculator, direct aici transferăm programul și avem joculețul nostru. Hai să vedem ce mai găsim în cutiuță. Avem un pliant, un quick user guide, este în limba engleză, dar vă voi pregăti și un pliant în limba română și, bineînțeles, veți găsi și tutoriale video la noi pe canal. Ce mai avem aici? Ia uite, despre ce vă vorbeam. Piese de tip Lego pe care le puteți prinde acolo în spate și vă faceți niște urechișe simpatice cu niște ochișori. Transformați consola în ceva mult mai drăguț. Hai să vedem și aici ce găsim. Bineînțeles, aici găsim cablu tip USB-C pentru încărcare și pentru transferul programului. Bun. Unde se programează? Cum se programează? Pe site-ul arcade.maycode.com. Este găzduit de Microsoft. Acolo veți găsi și exemple de programare și mici tutoriale. Se programează cu bloculețe colorate care seamănă foarte, foarte mult cu Scratch-ul, că seamănă foarte mult cu programarea microbitului și sunt sigur că vă veți descurca. Rezultatul va fi un joc al vostru și veți învăța să programați. Asta este cel mai important, da? Nu uitați, învățați să programați, nu doar să vă jucați jocurile altora. Succes!